Minecraft. Aici o fost, am menajat. Da, acolo și bazinul. Că se vede. Uite, are gratie. Aici. Cu cifru. Cu cifru. Gratile văd că le-au luat, au fost dispărute când a intrat domnul ăsta. Nu. Dar cine le iau, localnici sau? Localnici sau ce știu cine, dar după cât s-au constatat și când s-au văzut, au fost luate gratile, că altfel nu putea să intre. De atâtea ori s-au pus gratile și afișe, anunțuri, uitați, pe acolo avem pus anunțuri. Dar nu ține să nu se intre, să nu se lase că-s gază și mai ales când temperatura oscilează, când vine ploaia și astea nis gazele de la mine, cum zminile aici și cu astea nis, se formează gazele alea, lucră aerul, coboară, ridică și atunci se acumulează acolo. Dar l-a filtrat omul și-o mai luat oricum. Nu, acum, în cazul, eu venit sfârșitul, să zicem, că nu trebuie să intre. Mai fel de minereuri, de astea, cum zminile astea aici pe la noi, găurile astea aici, tot e zmagheuri prin pământul ăsta, cum au fost zminile. Dar e atâta de benefică apa asta încât oamenii se riscă? E foarte bună, nu pentru teț, care are nevoie de fier, e foarte bună, dar nu la teț de bună. Eu nu mai intru. Eu și așa numai, de vreo două ori am intrat aici și nu, că noi, tare, tare gazdos. E periculos. În timpul cât e căldură, dacă e mai de ploaie, atunci e mai grav. Zice că e mort un om în Borcut. Zic, cum e mort? Hai să viem. Și repede i-am luat și i-am dus în acolo când m-am dus în Borcut, da, dar n-am coborât, numai 3 trepte în jos, că n-am mai putut coborâ. A fost gaz atât de mare. Și am zis că să viem cum e mort. Când ne-am uitat, am aprins o laternă și ne-am uitat, el era așa, cu fața cu cearle în baltă și cu fața în sus. Și deci ține bidonul așa, mână cum fac. Și tot el atunci când a intrat în Borcut, a fost gazele atât de tare și l-a gazatul atunci. E foarte periculos, foarte periculos. A mai murit un om, s-a mai găzat niște o profesoară, iar numai și o apucat, au scoate copii și nu mai. 5 cazuri au fost, dar 2 au fost cu deces. Un strugar Nicolae, care a murit în 2014, deci din comun, și acum asta de la născut. Părădeanu, știți cum e că Părădeanu, el știe. Că se bage până acolo, se iasă înapoi, știți? Sau când se intre. Sau când se intre, exact. Dar un străin nu mai știe chestia asta. Cum intrați, doamnă, că e periculos? Nu totdeauna sunt gază. Îi pus afiș la primărie să știe de toată lumea că... Că nu-i voie să se intre. Că nu-i voie să se intre, dar am intrat. Da, să nu cont. Nu. Nu voie păi intre. Dar noi suntem obișnuiți. Când suntem la jumătate scări, dacă vedem că-s gaz, întoarcem înapoi. Să simt. Deci să simte. A ce miros? Simțul miros, nu mai ai aer. Vă îmbătați de cap sau cum? Păi nu stăm să ne îmbătăm de cap. Deci nu mai ai aer, simți că te sufuși. Îți vine o senzație da. Să te ador. Da, nu mai ai aer. Deci de la jumătate trebuie să nu mai ai aer. Și atunci? Întoarcem înapoi. Noi ne-am obișnuit că el nouă ne place. A fost acumulare de gaze mai mare? Da, a fost. A fost că a intrat cumnatul meu de aici și mi-a zis că e gaza. Da, a fost. Ce da? Am luat toate măsurile la începutul verii acești ani, sensul de a închide, am închis cu grate metalice, am închis și am informat cetățenii în zonă pentru pericolul de care apare în ultima vreme, până acum nu a apărut izvorare, o tradiție de mii de ani acolo.
În ultima vreme, cred că datorită prăbușirii galeriilor, a minei închise din zonă, apar acumulări de gaze care refulează periodic. Nu știu. Acum încercăm să găsim studii, să vedem de ce se întâmplă treaba asta. Pentru că nu apare. Apare două ore, apar o zi, dispar lucrurile acestea. Noi am închis, am avertizat zona, am pus acolo, am avut în primăvară controle de la Direcția de Sănătate Publică, în care, într-adevăr, am fost închis izvorul. Dar oamenii din zonă, datorită proprietăților apei din zonă, foarte, foarte mulți, de ordin, poate sute chiar, mai mult de atât, care vin și consumă această apă, e o apă foarte bună. Nu rezistăm să închidem, că iar ne sparg gratile de acolo. Dar odată cu spargerea lor, își asumă și riscul. Din nefericire, incidentul s-a petrecut tragic acum și cred că oamenii vor înțelege că nu facem lucrul ăsta de dragul de a închide izvorul, nu am nimic de a opri apa să fie consumată, dar îmi doresc ca cetățenii să înțeleagă că există riscul, să nu mai intre fără acordul sau cel puțin sub supravegherea noastră acolo. Izvorul are o tradiție. Izvorul a fost un izvor de apă minerală care s-a vândut. E un izvor care e cunoscut, dacă vrei, și peste hotare. În perioada intervenică se exporta acest izvor. Acum, în momentul de față, singurul lucru care s-ar putea face, nu știu, în momentul de față, ar fi să-l închidem definitiv și să găsim un administrator strict pentru el. Adică noi am încercat să-l punem în valoare, să obținem bani din izvorul ăsta. Pentru că e un izvor pe care cetățenii îl consumă din toată zona Năsăvudului. Deci nu, toată țara Năsăvudului știe de izvorul din apă minerală. Dar, din nefericire, efectele de gaze nu s-au fost cunoscute în zonă până acum. Măsura cea mai drastică ar fi să-l, nu știu, să punem o grămadă de pământ peste el, astfel încât să nu mai aibă acces deloc la el. Dar acolo avem o investiție. Dacă ați văzut zona, o investiție superbă. Noi am băgat niște bani acolo, am aranjat, ca să fie bine. Luna februarie, sau la sfârșitul lunii ianuarie deja, câțiva cetățeni ne-au sesizat că acolo sunt niște probleme și colegii mei de la serviciul de control au fost și au verificat zona. Într-adevăr, au fost împreună cu domnul viceprimar de la Parva. Într-adevăr, au constatat că sunt condiții improprii, că nu sunt conforme și atunci am trimis o adresă prin care am dispus să se împiedice accesul populației la izvorul respectiv.